Horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei, Berbec. O zi confortabilă și plăcută, asociată cu finalizarea cu succes a afacerilor vechi și începerea cu succes a celor noi. Reușiți să separați cele importante de secundare, astfel încât să nu pierdeți timpul și energie degeaba, ci să faceți ceea ce merită cu adevărat atenție. Este posibil apariția unor noi aliați care sunt gata să vă ajute în implementarea a tot ceea ce aveți în minte. O zi bună pentru afacerile de familie, unde vei deveni inspirator și lider. Cei apropiați ascultă de bunăvoie sfaturile tale, îți îndeplinesc toate dorințele și se bucură sincer de realizările și victoriile comune. Taur. Ziua promite să fie foarte bună și generoasă, cu surprize plăcute. Este posibil să vi se ofere exact ceea ce ați visat de mult timp. Este important să nu confundați, să nu vă pierdeți șansa. Cu toate acestea, tu însuți știi asta. Experiența vă va spune cu siguranță cum s-a acționat cel mai bine. Vechii și noi cunoscuți vă vor sprijini de bunăvoie multe dintre eforturile voastre. Creativitatea este folosită la maxim. Mijlocul zilei este cel mai bun moment pentru o petrecere improvizată, întâlnire cu prietenii sau o întâlnire romantică. Seara este potrivită pentru o vacanță relaxantă. Gândește-te la ceva plăcut. Gemeni, nu vă faceți griji pentru nimic. Stelele sunt de partea ta și merită să profiți de acest fapt. Vă puteți îndeplini planurile inițiate cu mult timp în urmă sau puteți aborda ceva complet nou. În orice caz, vei avea noroc. Propuneri neobișnuite sunt probabile. Cel mai adesea sunt legate de muncă. La moment vorbim doar despre viitorul îndepărtat, dar acesta nu este un discurs gol, deci merită să-l luați în serios. Ziua oferă multe oportunități de a învăța ceva nou, de a face o treabă interesantă, la care nu s-a ajuns de mult timp. Ascultă-ți intuiția, cu siguranță îți va spune pe ce să te concentrezi. Rac. Aproape totul merge nu așa cum ești obișnuit. Nu vor lipsi experiențe noi. Unii reprezentanți ai zodiei vor auzi noutăți de la oameni cu care au prietenit cu mult timp în urmă. Puteți restabili relațiile vechi, puteți începe să comunicați din nou cu cei de care v-a fost dor. Apar multe planuri noi. Nu este întotdeauna posibil să începeți să le implementați imediat, dar timpul nu vă va schimba intențiile. Așadar, așteaptă calm un moment oportun. Gândește-te la ce vei face mai întâi și vei amâna pentru mai târziu. Leu. O zi minunată pentru a te împăca cu cei cu care ți-ai fost în conflict sau pentru a reaminti de sine oamenilor cu care ați lucrat odată fructuos. Atât vechii prieteni cât și cunoscuții aproape întâmplători vor fi bucuroși să primească vești de la dumneavoastră. Acum este momentul potrivit pentru a reveni la vechiul hobby sau a găsi noi interese. Starea de spirit se va îmbunătăți imediat de îndată ce vei face ceva distractiv și incitant. Nu vă gândiți cât de util este acest lucru pentru moment. În curând va deveni clar că nu a fost în zadar. Fecioară. O zi cu idei grozave. Înțelegi ce ai vrea să schimbi în viață astfel încât să devină mai interesantă și mai plină. Sursele de inspirație pot fi complet neașteptate, chiar și în cele mai simple lucruri găsești ceva neobișnuit și incitant. Ușor de făcut primii pași către noul obiectiv, te simți foarte încrezător și calm. Întâlnirile cu prietenii merg bine, dacă recent relația voastră cu cei dragi a devenit mai rece, acum veți înțelege cum se poate schimba acest lucru. Simțiți-vă liber să sugerați ceva nou, tuturor le vor plăcea ideile voastre. Balanță. Influența tendințelor pozitive prevalează. Ești norocos în multe lucruri. Ascultați-vă intuiția. Grație sugestiilor sale, veți înțelege cum puteți atinge obiective importante, realiza ceea ce a fost planificat de mult timp. Este mai bine să nu pierzi timpul cu fleacuri, ci să faci ceva cu adevărat important. A doua jumătate a zilei se bucură de încasări în numerar, inclusiv din surse neașteptate. Nu vă grăbiți să vă irosiți planurile. Această zi este una minunată pentru a începe să economisești pentru o achiziție mare. Puteți deschide un cont de economii. Lăsați-l să fie destul de mic deocamdată, însă în curând îl veți suplini. Scorpion.
Nu totul funcționează imediat, dar ești persistent și îți vei atinge cu siguranță obiectivul. Obstacolele care apar uneori pe drum nu te obligă să te retragi, ci doar trezesc entuziasmul care ajută la obținerea succesului. O zi bună pentru a vă aminti un hobby vechi sau pentru a obține unul nou. În orice lucru care necesită creativitate, reușești, chiar dacă literalmente trebuie să înveți din mers. După amiaza este minunată pentru relaxare. Gândiți-vă la modul în care v-ați putea mulțumi. Există șansa de a primi o încărcare de emoții pozitive care vor dura mult timp. Săgetător. E greu să păstrezi calmul. Fundalul emoțional al zilei este instabil, ceea ce înseamnă că starea ta de spirit se va schimba adesea, mai des de la bun până la excelent. E plăcut să vorbești cu tine. Farmecului tău nu va putea rezista nici cei cărora de obicei nu le place nimeni. Este posibil să începi niște prietenii neobișnuite sau povești romantice care să joace un rol important în viața ta. Ascultă-ți intuiția. Cu siguranță îți va spune cum să acționezi cel mai bine, în ce direcție să te deplasezi și ce obiective trebuie să încerci să atingi în primul rând. Capricorn. Ziua merge bine, nu aduce noi griji și motive de entuziasm. Ea este potrivită pentru a finaliza unele afaceri vechi și a asuma altele noi. În toate eforturile tale vei fi norocos. Succesul academic este probabil. Vă descurcați repede cu lucrurile ce păreau dificile înainte. Vă amintiți tot ceea ce este important. A doua jumătate a zilei promite noi cunoscuți. Oferă șansa de a discuta cu oameni foarte interesanți. Găsiți o abordare pentru mulți. Puteți găsi un limbaj comun cu cei ale căror puncte de vedere sunt fundamental diferite de ale voastre. Vărsător. Nu vor lipsi coincidențe plăcute și surprize uimitoare, din idei grozave pe care le puteți începe să le implementați imediat. Atât vechii cât și noi cunoscuți vor ajuta. Planurile tale inspiră toată lumea. Calitățile de conducere se manifestă clar, chiar și cei care sunt de obicei sceptici vă urmăresc de bună voie. După amiaza promite să aibă un mare succes în ceea ce privesc relațiile personale. Va fi ocazia să-i mulțumești pe cei dragi și nu vei regreta. Surprize dulci îi așteaptă pe cei îndrăgostiți. O întâlnire romantică va fi de neuitat. Pești. O zi neobișnuită bună în ceea ce privesc relațiile romantice. De exemplu, poate fi începutul unei frumoase povești de dragoste în care evenimentele se vor dezvolta rapid. O mulțime de momente plăcute și emoții așteaptă peștii în dragoste. Dar și în alte sfere ale vieții, influența tendințelor pozitive este vizibilă. Dacă decideți să dedicați această zi lucrurilor utile, atunci veți reuși în ele. Puteți finaliza cu succes ceea ce ați început cu mult timp în urmă. Nimic nu vă va distrage și nu vă va deruta. Veți învăța rapid cum să acționați cel mai bine pentru a vă atinge obiectivul. Horoscop zilnic.